Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. În Kentucky, statul american, un oraș neprecizat, o operație chirurgicală de prelevare de organe de la un domn a fost oprită deoarece, citez, pacientul dădea prea multe semne de viață. Sinistru. Ce-i prea mult strică. Da. I-a încurcat. Dar cum adică prea multe semne de viață? Adică normal era să dea și el, două, trei. Da. Da, așa. Adică să mai dea dintr-un picior să... E vorba despre un domn despre care s-a presupus inițial că murise din cauza unei supradoze de droguri. Medicii au informat familia că pacientul nu mai avea semne de activitate cerebrală, ceea ce se întâmplă și în cazul multor oameni vii, am observat eu. Așa că l-au deconectat de la aparate, apoi au informat familia că din moment ce mortul se oferise în timpul vieții ca donator de organe, intenționau să-i onoreze dorința. Și chiar spitalul a făcut și o mică ceremonie. Asta era pe marihuana, îl simt, după doleanțe. Da. Era peaceful. Da. Au făcut și o ceremonie în memoria și onoarea donatorului și în timpul ceremoniei sora decedatului a observat că mortul a deschis ochii și că pare să urmărească mișcările persoanelor din încăpere. Citez. Ni s-a spus însă că erau doar reflexe, un lucru normal, a declarat ea ulterior pentru un post de televiziune local. Uh-huh. Deci, să uită bre la mine. N-ai treabă, e așa, e reflexe. La aproximativ o oră după ce mortul a fost dus în sala de operație pentru ca organele sale să fie prelevate, un medic a ieșit și a explicat că s-a oprit toată treaba pentru că decedatul, citez, nu era pregătit. Da, apucase să ia ceva componente sau... Nu, bă, cred că nu. Cred că atunci când l-au împuns, a avut niște reflexe mai. Că presupun că nu se mai face anestezie, știi? Adică, normal, deci, da. Mai face economie, da? Asta e, deci se trezise. Miracol! Mă rog. Sora a primit instrucțiuni să-și ducă fratele acasă și să-l facă să se simtă confortabil, pentru că probabil nu va mai trăi mult. A mai trăit alți 3 ani. Deci nu era pregătit chiar deloc, aș zice. Da. Și a contat, i-a dat înainte cu ale lui. Nu știu dacă e, nu, înțeleg, că era totuși un pic legumicol, dar asta e ideea. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.